Un nou accident s-a produs vineri dimineață într-o intersecție de pe raza comunei Gâdinți. Este vorba despre aceeași intersecție unde se produc frecvent accidente rutiere din cauza neacordării de prioritate. Este și cazul unui autoturism condus de un bărbat de 66 de ani din Roman care a intrat în coliziune cu mașina unui alt romașcan în vârstă de 54 de ani care circula pe DN15D pe raza comunei Gâdinți. Din primele cercetări efectuate de polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Roman a reieșit că, în timp ce un bărbat de 66 de ani din Roman conducea un autoturism pe drumul județean 207D, la intersecția cu drumul național 15D, în localitatea Gâdinți, ar fi pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani din Roman. În urma impactului a rezultat pătămarea corporală a unei femei de 60 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 66 de ani. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de pătămare corporală din culpă. Astfel de accidente au loc tot mai des, mai ales de când podul de la Luțca a fost închis pentru a fi reabilitat, șoferii fiind nevoiți să folosească ruta ocolitoare și să circule la nevoie prin această intersecție.